vânzări, am reușit și eu cu oameni. Mi-am făcut văd că s-a luat din vânzărește. Doamne ferește! De ce, Doamne ferește? Așa își dorește orice intermier. Everestul? Da. Păi am de lucru o viață întreagă pe aici. Au urcat oameni de 80 de ani pe Everest. Dar duci de șerpași. Da. Înregistrează. Da. Înregistrează? Da. Se vede. Ce se face? Ce scrie acum? 1.12, 1.13, 1.14. Cât timp a trecut de când înregistrez? Nu, atâta mă care ia de aia. Și eu la fel. Da, deci locul unde este izvorul este fix peste drum de Cascada Spumoasă, se aude, așa, și se vede că este un izvor în interior aici, e din stâncă, e clar. Deci am cum să-l pun și pe hartă, dar într-adevăr harta a făcut unele probleme aici. Dacă prindem și vedem Cascada Caraimani, e sărbătoare națională. Nu, dar e foarte clar că o prinde. Asta intuiesc eu. Poate greșesc, dar nu. Nu cred că greșești. Pentru că nu era această apă când am mers să... Era seacă, că nu era normal. La 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 la. Ai grijă că nu mi. Ah. Ca să o vedem și să o filmăm de aproape, aveam nevoie de dronă. E, da. Dar poți să fixezi pe ea cameră?
Nu avem, nu avem cameră cu zoom. Poate aia o are zoom, nu știu, dar nu cred. Nu are. Nu are zoom. Are doar să pisezi tu. Poți să e pe aici așa. Da, și mie mi se pare la fel. Este o scară pe aici. Copacul de ajutor. A, aici era alt punct de unde făceam poze. Dacă vrei să faci, da. Da, numai puțin. E o frumusețe. Crista este foarte mare, mai depășit. Cred că sunt încă o lună de-aia. Să vedem cum trecem. Fără probleme. Hai că acum te înregistrez eu. Odată în viață. Să vedem aceste lucruri. Mă duc după ei. Sunt aici jos.
fixă. Hai, iau pe aici.
facem în eroare pe ăștia, că ei au întrecea că pe aici e ipoteca. Da. Odată în viață neapărat cascada Fantom. E frumoasă, adică e... Curge și pe asta, uite, vei? Sus, cascada Caraiman, altă vale și aici o vale mai lungă. De asemenea, foarte frumoasă și o să ne uităm timp de câteva luni, o dată pe săptămână, la filmul ăsta. Tot țineam camera, s-a oprit și nu îmi dau seama din când în când. Care mai tare, stânca sau zăpada?
dreapta. Încă în dreapta. Deci ce vreau eu să spun? Zăpada în stânga. Observ că spre mijlocul ei, strat e mai subțire. Dacă noi mergem pe acolo, se poate rupe și uite unde cazi. De-aia eram eu îngrijorat așa. Da? Pe mijloc e mai subțire stratul, da? Da, să știi și tu de altă dată. Că poate mai... Când treci peste o de asta, să știi cum. Am înțeles. Să mergem, da, foarte bine. Se poate merge. Să știi de ce, chiar dacă e așa, gaura e mai mică. Dar dacă se... Uite, de exemplu, cum e aici. Vezi? Uite cum e aici. Da. Deci râul 2, dar noi oricum luăm apă de la celălalt. Nu, de la celălalt. Dar și aici este cu siguranță da, o apă curată. Apa de sub stâncă. Sigur. De acolo provin. Sigur, sigur. Dacă vrei să iei de aici, n-am nimic împotrivă. Nu. Dar eu iau de jos. Dar aici ar fi trebuit să cobor să fac poze de cascat. Nu. Eu zic că nu e caz. Dar dacă vrei cu adevărat, nu este. Nu. Poți să te duci și te fac oala. Hai pe jos. Da, exact. Dacă vrei. Cred că e o potecă făcută pentru așa ceva. Da, în fine, asta e ce-am zis. De obicei este asta. Clar. Aici am filmat și eu. Minte și să mă asigur. Deci o găină mare de ce? Foarte frumos. Nu știu de ce îi zice Valea Jepilor, pentru că e plin de copaci, foarte frumos. În partea de sus, da.
cuvântul mai tare? S-a pățit? Poate ți se pare, nu știu. Se vede o oră, nu? De apă și tablă s-a pățit. Uite, dacă ai pățit,
Da, e doar o porțiune. Da, mai sunt și aici spre... Putin. Uite, ceava e inima din vreo, da? Are un cabl electric care urcă probabil... Da, din zona la, se captează la, apa. La unde se captează apa, acolo e un... Da, sigur. Că e, mai n-ai voie să te duci acolo. O, da, sunt niște, așa arată. Există și o zonă de oarie puțin mai la dreapta în sus, cu un fel de cabană și un cățel și... Ba, tocmai acum mă simt bine cu bătul, așa. Și pe unde intri, pe să merg, dacă poți să... A, intri pe acolo, pe care arăt că l-ați fumat, că e una da, pe da, da, acolo, exact, da, da. N-am fost niciodată pe acolo. Am fost... Numai pe aici. Pe acolo, imediat după Silva, la dreapta se trece apa și prin pădure. Da. Am văzut mult că coborau de acolo. Uite că aici se merge la, la Urlecar. Da. Nu știu cum poate să mănânci când intri în cămăță. Uite, eu am mâncat acolo sus și din cauza de corpul i-am acidificat. Ah, am înțeles. Când poți, când faci... Fotbal? Mai mic? Și brusture. Deci acesta e un brusture. Mai mare. Dar nu e simplu să... Se confundă foarte de la lucru. Da. Fotbal, brusturi. Muguri de brad. Deci asta este muguri de brad. Iar aici, carpen. Asta este carpen. Și nițel mai sus. Acesta este fag. Lângă el, carpen. Aici fag. Carpen. Aici brusturele. Uite că ăsta ce e? Parcă ar încerca să fie un fag. Așa e, și ăsta? Și ăla carpen, da. Da, aici se vede diferența, da. Vezi, uite, frunză mare. Vezi, da. Mare, frunză mică. Un verde deschis, da. Un verde mai închis, da. La carpen. La fag un verde deschis.
carte. Este fag. Da? Aha. Dar bea aici se vede mai clar. Tot fag. Și acesta este cartenul. Da. Nu este extrem de simplu, dar e o diferență între frunze. Da, e posibil ca acesta să fie tot pe așa. Nu, sunt frunze diferite față de... Da, da. Între fel fac. Da. Uite, ca să vezi mai bine, mă dau să mă dau foarte mult. Ăsta este interesant. Seamănă ca niște muguri, da? De asemenea, tot blan, un brăduț? Da, poate să fie și molid, dar nu contează. E posibil să fie molid. E molid. E molid. Dar nu contează, mugurii, uite, ăștia sunt buni de ce. Da. Uite, uite. Au un miros. Uite, ăștia. Extraordinar. Vezi? Din astea se usucă, se poate face ceai, se poate face...